Asta zice lumea, că mă duc în zone de marginali, dar nu e ceva la ce mă gândesc neapărat că, a, uite, aici sunt marginali și o să fac un film aici. Nu știu, sunt povești care mă impresionează sau cu care empatizez, cum a fost și asta, cum au fost și cele lui Papan, Alex Mititelu și Israela Jamir. Adică sunt povești cu care eu empatizez și atunci îmi doresc să fac film. Negândindu-mă neapărat că e o... că am eu o simpatie sau o fascinație, nu cred, că sunt pur și simplu poveștile lor pe care îmi doresc să le spun. Nu era doar interes pentru manele, e pur și simplu, cred că lumea asta care era destul de similară, pe care Adi a descris-o în carte și era similară cu ce am făcut în Turn of the Lights dinainte. Nu e doar un răspuns la chestia asta, tot timpul sunt mai multe și sunt legate de obicei de personaje, nu ca personaje, ci individuali. Cum ai lucrat de la bun început cu Ada Solomon? Cum ați făcut echipa? Am trimis scenariu și a zis da. Și asta a fost. Adică eu am scris scenariu înainte de asta cu Adi. Scenariul era deja gata. Eu am decis să fac această carte. L-am întrebat pe Adi dacă vrea să scrie cu mine. Inițial m-am gândit că nimeni nu o să vrea să producă filmul ăsta pentru că am avut și eu prejudecățile mele. Și am contactat-o pe Ada și am zis cum să și face? Am un scenariu, aș vrea să-l fac. Poate vă interesează, poate vă place. Și într-adevăr i-a plăcut. Și a zis să-l facem. Și na, după aia povestea era mai lungă, dar era important acest prim contact. După aia n-am avut absolut nicio problemă, ba chiar din contra, doar ajutor. Am fost foarte sceptică, sincer. Cu România am avut, sincer, mai multe speranțe. Eu am crezut că din Serbia nu o să luăm bani niciodată. Știind cum e societatea de acolo, prin ce trec și cum sunt comentarii legate de comunitatea LGBT și uite că m-am înșelat. Un an jumate atât a durat munca. Inițial am început cum se începe oricare casting, la casă de casting. I-am chemat întâi pe Digudai, l-am chemat la casting, i-am dat două secvențe să învețe, să văd pur și simplu dacă poate să învețe orice, dacă e interesat, pentru că și asta e un prim test. M-a interesat dacă omul ăsta s-ar ține, că degeaba zice el că motivul lui principal erau banii. Eu sunt convinsă că dacă nu-ți place ceva și nu-ți place să joci, niciun ban nu poate să te convingă să vii, mai ales că omul are job și nu e chiar oricare de pe stradă. Și atunci chiar am apucat să învețe. După care când am început castingul cu alți actori, am început să fură un pic și de la ei. Îi învăța, asculta, făcea tot ce îi ziceam, dacă îi dădeam o indicație, stătea, se gândea, făcea ce i-am cerut. A fost absolut minunat. După care am decis, pentru că el nu e din Ferentari, el e din Ploiești, am decis să-l apropii cartierului. Și atunci am închiriat un apartament în Ferentari și am lucrat împreună cu el și cu Adi un an jumate cu totul, dar așa o lună jumate în Ferentari, pe text, în fiecare zi. El a stat în Ferentari, s-a mutat în Ploiești, în Ferentari, ca să putem lucra mai ușor. Și asta a fost fiecare zi de muncă. Acum ai lucrat cu Bursu, cu maneliștii? Cu ei am lucrat un pic mai diferit. Cu ei, el n-a vrut să învețe textul. Și oricum, ce am vrut eu de la secvențele cu manele era un pic diferit decât ce am primit, pentru că eu l-am căutat pe Dan Drăghici, care între timp a ajuns în închisoare și nu am mai putut să-l distribuez în film. Și atunci am trebuit să schimb un pic secvențele astea, pentru că nu există nimeni ca el. Nu puteam să găsesc un alt lăutar care cântă așa, într-un stil de jazz. Și atunci n-am decis să schimb toată secvența asta în favoarea mea și care era plină de improvizație acolo și în barul, acel bar unde se cunosc Adi și Alberto. Astea sunt singurele două secvențe care conțin improvizație. În rest e totul mega repetat, mult timp. Și nunta? Și nunta e tot regizată. Deși foarte multă lume crede că am filmat de pe stradă, că m-au întrebat la niște Q&A-uri, m-au întrebat câte petreceri erau pe stradă și voi ați venit și ați filmat și am zis care petrecere, era totul, era regizat. Am venit cu destul de multă figurație și din stradă, din cartier, super mulți s-au supărat că n-au mai intrat și așa mai departe.
I-am ținut foarte, foarte mult să lucrez cu Lucian Ciobanu, pentru că noi am făcut fiecare film din școală întâi împreună, fiecare scurtmetraj, chiar și documentarul am făcut împreună și alte chestii am făcut împreună, așa că pentru mine a fost foarte important să fie cineva care mă cunoaște destul de bine și să lucreze cu mine. Așa că cum am lucrat cu el e cum am lucrat toți anii ăștia cu el. N-am obișnuit împreună. Știam ce vrem de la început. Unele lucruri nu am știut și lucrurile care au fost improvizate, tot din cauza asta era foarte important că a fost Lucian, pentru că filmând cu el documentar, el știa cam ce mă interesează, știe cam ce vreau, cum pot să montez asta. Așa că a contat foarte mult când ne știam dinainte. Am scris tot cu Adi un scenariu. E vorba despre imigranți din Anglia. Români, sârbi și albanezi, toți suntem la un loc acolo. Chiar nu o să mai conteze dacă suntem marginali din România, din Serbia, suntem toți altundeva.